Ia zi ceva, domn Virgil. A, dar să uite că l-are pe el. Asta este un sport pentru oamenii care sunt. Da. Da. Da, domn Virgil, da. Cum îl cheamă pe porc? Virgil? No, pardon, pardon. Dumitru Hanganu, nu? Asta e. Dumnezeu să-l ierte, na? Bineînțeles. Lasă că amândoi, lasă că ajut eu. Luăm în trei. Nu mai e obrită? Băi, soacra mare, nu? Trăiască soacra mare. Să trăiască soacra mare. Soacra mare! Trăiască soacra mare. Mai ieți până la soacra mare încă. Ia că tot a rămas. Și mare tot așa suntem dorni. Așa e vorba, nu? Da. Așa spune, cine cu băietul e mare, cine cu fata e mai mică. Mai băi, filmează-le. Da, da. E, filmăm, na, să-i... Să o pun mâini dimineață, să vezi ce ai vorbit, măi. O pui pe Facebook. No, îi trimit lucru. No. Lasă, mă, nu o pun, nu o pun, nu pun nimic, nu. Mă rog, cum n-a trebuit să filmez pe tatu, știi? A, așa, în familie. Da, familie, așa, da, da. Maestru Virgil la Botoșani. Maestru Virgil. Maestru, trăiască Maestru Virgil. Cel mai tare acordeonist din lume. Din zona Moldovei. Mare oier, mare porcar cu acordeonul. Cântă numai de la si bemol. Nu si bemol. Mi bemol. Dar nu contează pentru maestru Virgil, nu contează tonul. Nu se existe ton. Uite ce fac. Oamenii ăștia sunt niște oameni cu mine. Eu care-i cei cu